Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la E vremea ta. Urmăriți emisiunea care vă aduce informații la zi despre fenomene meteo, ecologie, evenimente din țară și din lume. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vom afla ultimele știri de pe glob. Vom vorbi despre Mixandre în cadrul rubricii de horticultură și ca în fiecare vineri vom vedea cum va fi vremea săptămâna viitoare. Pentru început să descoperim ce s-a mai întâmplat pe glob. Potrivit celor mai recente date, cel puțin 15 oameni au murit și sute de persoane au în continuare nevoie de intervenția echipelor de urgență în urma uraganului Milton. Furtuna a luat calea Atlanticului după ce a adus cantități imense de precipitații în peninsula Florida, unde a provocat cel puțin 27 de tornade. Acolo, vântul a suflat cu peste 120 de km pe oră, milioane de locuințe au rămas fără curent electric și sute de persoane au fost evacuate. Furtuna nu a declanșat o creștere catastrofală a nivelului apelor din Golful Mexic, așa cum se temeau experții, dar area mare pe care a acționat și inundațiile sunt de proporții ce vor rămâne în istorie. De cealaltă parte a Atlanticului, furtuna Kirk a făcut ravagii în vestul Europei. Importante pagube materiale au fost raportate în Franța, în Portugalia și în Spania. Un marinar a murit în timpul unei furtuni în Marea Mediterană, lângă orașul francez Sète. Și tot în sudul hexagonului, mii de locuințe au rămas fără curent electric și zeci de drumuri au fost blocate din cauza copacilor și stâlpilor căzuți. În Portugalia, orașul Porto a fost cel mai afectat din pricina ploilor abundente și vânturilor puternice. Și în Spania, meteorologii au emis o avertizare, precizând că vântul va sufla cu peste 140 de km pe oră. În următoarele ore, experții se așteaptă ca furtuna Kirk să dea bătăi de cap și în unele zone din Elveția, Italia, Belgia, țările de jos și din nordul Germaniei. O parte a frontierei dintre Italia și Elveția urmează să fie redesenată pe măsură ce ghețarii care marchează granița se topesc. Cele două țări au convenit să schimbe granița sub emblematicul vârf Matterhorn, unul dintre cele mai înalte vârfuri din Alpi. Granițele naționale sunt adesea considerate fixe, însă secțiuni mari ale frontierei elvețiano-italiene sunt definite de ghețari și de câmpuri de zăpadă. Odată cu topirea acestora, elementele naturale evoluează, redefinind frontierele naționale. Modificările au fost convenite în 2023, iar guvernul elvețian a aprobat oficial ajustarea zilele trecute. Procesul de aprobare este în curs de desfășurare și în Italia. De îndată ce ambele părți vor fi semnat, acordul va fi publicat, iar detaliile noii frontiere vor fi făcute publice. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, iar impactul asupra ghețarilor săi este îngrijorător. În Elveția, aceștia se topesc într-un ritm alarmant. Anul trecut, ghețarii din această țară au pierdut 4% din volumul lor, după recordul de 6% din 2022. Oamenii de știință consideră că până în 2100, aproape jumătate dintre ghețarii lumii ar putea dispărea. Pe măsură ce se retrag, ghețarii își pierd de asemenea rolul vital în furnizarea de apă dulce, ceea ce ar putea agrava penuria în timpul valurilor de căldură. Deplasarea frontierelor naționale este un efect secundar minor al topirii ghețarilor, însă, astfel, oamenii pot conștientiza faptul că schimbările climatice afectează într-un mod cât se poate de direct harta lumii noastre. Să vedem împreună cum se schimbă vremea în țara noastră în perioada imediat următoare. La noapte, cerul va avea înnorări și va ploua în Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe alocuri în Oltenia. Vor fi mai ales averse, iar cantitățile de apă pe arii restrânse pot fi de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat chiar 20 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse va fi și ceață. 8-9 grade în Arad și Timișoara, 12 grade în Brașov, la fel în Bacău și Iași, 16 în Constanța, în jur de 12 grade în Craiova. Mâine vremea se va răci local semnificativ în nord-est și în jumătatea de sud-est a țării, în sudul, estul și parțial în centrul teritoriului. În prima parte a zilei vor fi norări și local va ploa. Apoi treptat cerul se va degaja. Izolat, cantitățile de apă pot fi de 10-15 litri pe metru pătrat. În restul zonelor cerul va fi mai mult senin, așa cum vedeți în Arad, în Timișoara, unde vor fi în jur de 17 și respectiv 19 grade.
18 în Constanța, 15-16 grade în Iași și Bacău, la fel și în Brașov, 16 grade în Cluj, 22 de grade în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va fi noros și vor fi averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Temperatura minimă undeva la 13-14 grade. Mâine vremea se va răci semnificativ, cerul va fi noros și vor fi perioade în care va ploua. Temperatura maximă nu va urca mai mult de 18-19 grade. La munte, vremea se va răci și aici, local semnificativ în masivele sudice și estice. Cerul va fi variabil cu norări ziua, îndeosebi în Carpații meridional și de curbură, unde local sunt așteptate ploi. Vor fi în jur de 11 grade în Poiana, Brașov și Predeal, în Sinaia nu mai mult de 10 grade și 13 grade la Stâna de Vale. În cadrul rubricii de horticultură, Diana Zamfir Vâșcă ne va dezvălui mai multe amănunte despre parfumatele mixandre. Mixandrele sau Matiola. Genul poartă numele botanistului Pietro Andrea Matioli, care a descoperit aceste plante. Sunt originare din Europa, Balcani și Asia. În țara noastră se cultivă atât afară în grădină, cât și în seră, pentru a obține flori în sezonul de iarnă-primăvară. Se impun în sortiment prin înălțimea tijelor florale, multitudinea florilor grupate în raceme spiciforme, culoare și parfum. Pentru a obține aceste flori, pornim de la sămânță. Semănăm la sfârșitul lunii august-septembrie și florile încep să apară din februarie până în luna mai. Se mulțumește cu 8-10 grade noaptea, 10-12 grade ziua, temperaturi un pic mai ridicate la producerea răsadului și înflorire, aceasta însemnând 14-16 grade. Preferă un sol aerisit, permeabil, humos, care să nu rețină apa. Se vor administra udări, în funcție și de ceilalți factori de mediu, o dată sau de două ori pe săptămână. Faza de recoltare este când 6-10 flori de la baza inflorescenței sau 2-3 treimi de la bază sunt deschise, iar bobocii ceilalți se distanțează. Este foarte sensibilă la aplecarea vârfului tijei. Pentru aceasta, după recoltare, introducem în apă tijele florale și, de asemenea, putem îndepărta cu atenție 2-3 boboci din vârf. În vază decorează foarte frumos o perioadă de câteva zile, cu condiția ca buchetul sau aranjamentul să fie departe de surse de căldură, departe de surse de etilenă și de curenți de aer. Sunt preferate în cultură forțată florile bătute sau involte. Între gena proprie dublării și culoarea frunzelor există o legătură. În fază de răsad vom îndepărta plântuțele, răsadurile cu frunze verzi închis, pentru că acestea vor da flori simple, și vom păstra răsadurile cu frunze verde pal, verde deschis, care vor da flori bătute. Iar după repicat, după această sortare, este bine să menținem plantele o săptămână la 4-5 grade Celsius. La fel ca în fiecare seară de vineri, meteorologul Mihai Huștiu ne spune cum va evolua vremea săptămâna viitoare. Bine ai revenit, Mihai! Începând cu săptămâna cu temperaturi plăcute în partea de sud-vest și sud a țării, temperaturi care mai depășesc 20 de grade, 23-24 de grade, însă vom vedea că de la o zi la alta temperaturile vor marca o scădere. Scăderea se va resimți încă de luni pe partea de nord-est, unde vor fi maxime de numai 11 grade prin partea de nord a Moldovei. De fapt, la scara întregii țări, temperaturile nu mai depășesc 20 de grade, cam între 11 și 19 grade, poate prin partea de vest să mai avem izolat 20 de grade, 16-17 grade prin partea de sud, inclusiv în capitală, ceea ce înseamnă temperaturi cu puțin sub cele obișnuite. Așteptăm chiar temperaturi spre limita de îngheț, spre 0 grade, în mai multe zone, prin Maramureș, Transilvania, Moldova, sau chiar izolat și în partea de sud a țării, așa că este posibil să avem brumă și îngheț. Dar se pare că scăderea de temperatură va fi una semnificativă în condițiile în care și presiunea va fi destul de ridicată și vom avea aceste nopți mai răcoroase. Urmând ca spre sâmbătă, duminică și în săptămâna viitoare după 20 octombrie, tendința să fie de încălzire ușoară și perioada 20-28 octombrie să fie ceva mai caldă
chiar mai caldă față de săptămâna viitoare. În ceea ce privește fenomenele meteorologice așteptate, o săptămână destul de stabilă vom vedea. Chiar de la început de săptămână, sisteme noroase tranzitează partea de nord-est a țării, dar ploile sunt puține, pe arii restrânse, mai ales prin nord-est, prin zona Carpaților Orientali. Marți, de asemenea, pe nord-est, miercuri, joi, pe partea de sud-est, câteva ploi slabe, pe arii restrânse. De asemenea, și vântul este mai intens tot prin partea de est și apoi în partea de sud-est a țării, semn că presiunea atmosferică va crește treptat de la o zi la alta. Dacă la început de săptămână încă este destul de coborâtă, vom vedea că spre în a doua jumătate a săptămânii se va instala o zonă de presiune atmosferică ridicată și atunci și ploile nu vor mai fi, vor înceta la nivelul țării noastre, dar s-ar putea să apară ceața sau nebuloizitatea joasă stratiformă și desigur ne așteptăm și la aceste temperaturi mai scăzute în condițiile în care și cerul va deveni mai mult senin. În mod tradițional, la rubrica No Comment căutăm să vă arătăm întâmplări deosebite, dar și imagini spectaculoase de pe glob. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Nu uitați că ne puteți urmări pe Facebook, respectiv pe YouTube. Sunt Andrei Bărbulescu și vă doresc o seară liniștită, indiferent de vreme.